Vă salut! Suntem în 28 octombrie, așa cum vă spuneam în celelalte videouri, spre sfârșit de octombrie încep să restrâng familiile de albi. Gata, suntem în 28, o să încep să restrâng și eu familiile. E trecut de 12, sunt în jur de 22 de grade la umbră, nu bate vântul, vreme superbă de toamnă. Nucleștea de împerechere le-am strâns toată albina, am băgat-o în doi stupi, făcuți spre să încape ramele astea de mini-nuclei. Mai am aici în stupi ăștia albina, mai am ceva regine, dacă sunteți interesați să mai cumpărați, mai am disponibile câteva regine. Mă sunați săptămâna viitoare, aș vrea să trimit, dacă care sună primul, pe acela îl servesc. Nu mai am multe. Dar din ăștia nu vreau să iernez așa în cutiile astea, că nu pot să-i hrănesc, nu pot să am grijă de ei. În cutiile mari îi opresc, dar în ăștia care sunt mai multe compartimente, nu-i mai opresc. Bun, dacă nu îi le dau, o să fiu nevoit să le opresc. Deci, care doriți, 0763-626-745, mă suna și rezolvă. Bun, haideți să mergem să începem, să încep, mai bine spus, să încep să restrâng și eu. În stupină a început să cade frunzele din pom. Încep de acolo. Am scos bateria de la cântarul prin SMS. Am și luat cântarul de aici. Am băgat la adăpost, că s-a descărcat bateria, o să pun la încărcat și din primăvară să-l încep de aici, din capăt, primul stup. Ăla de acolo a fost o familie care am dus-o lui Costin. Încep cu ăsta de aici. Costin a mai venit și a mai luat niște familii de albine de la mine. O să vedeți filmarea, o să pun și eu exact când o încarcă și el. Luni, marți, nu știu când. O să mă anunțe el când se încarcă filmarea lui și să o pun odată cu el. Am pregătit aici fum. Ce mai am eu? Am pregătit niște pietricele. La cei care îi găsesc fără hrană, îi rezolv pe loc. Iar la cei care sunt depopulați, le pun cu o pietricică să știu că trebuie să-i mai... să le mai dau cu o ramă, să-i mai ajut cu o ramă de albine. Da, e ok. Ăștia n-am umblat deloc în ei, nu știu ce se regăsește în ei. S-a propolizat de tot capacul ăsta și are albina aici. O scutur să nu rămână, că e păcat de hrănitoarele astea, le scot până la primăvară. Gata, s-a desfăcut și ăsta de aici. Dar iese din... Da, niște canale care... lisează. Ok. E perfect de strâns familia acum. Ia uitați, viespea numai pe la față vine. Și vine atunci când ai mâinile ocupate, că mă duc să-mi iau niște mănuși, că iar mă umplu de propolis. Să pun puțin pauză, să mă duc să iau niște mănuși. Gata, am luat niște mănuși, că deja m-am făcut de propolis pe aici. Nu prea țin nici mănușile astea, că dacă le prinzi între rame, se agață și se rup foarte repede. Dar mai protejează acolo, mai schimbi. Când se rup, mai le schimbăm.
Ok, de înțepături nu protejează, că înțeapă prin, dacă e să înțepe, albinele. Tratamentele le mai bag, încă mai sunt valabile. El e întins acum pe toate ramele, dar să vedem cât albin are. Chiar dacă are pe 10 rame albină, o să-i mai scot două rame și o să-i pun diafragmă. Uitați, albina e destul de rară, chiar dacă este pe ramă. Asta o scot, hrana are suficientă. Am să o scot pe aia. Ia să vedem și pasta de aici. Da. Pasta are hrană foarte puțin aici. Pe partea asta are mai multă hrană. Am să scot. Să fie strânși bine. Iau și peria. Să văd eu acolo dacă se vede bine. E ok. Am cutiuța aici. După ce am scos ramele, le pun să le protejez de viespi. Așa. Scoturăm și pasta. De fapt, asta ar fi bună de iernat. Și am să trec prin el să vedem dacă am de aici, din centru, vreo ramă care nu prea are coronița. Și asta e bună de iernat. De aici începe să fie albină mai multă. Așa. Văd cam cum stă și cu albina acum. Foarte bună și asta de iernat. Da? Foarte bine. Deci până pe aici, pe la jumătate, este plină, căpăcită și aici are spațiu gol unde se poate să-și formeze ghem. Viespe direct la nasul meu. Viespile astea numai pe la ochi. Nu înțeapă, dar nu-mi place așa cum văzi. Asta e foarte grea și eu mă așteptam aici în centru să fie mai puțină miere. Foarte grea. Asta ar fi o ramă de acoperire, dar e mai închisă la culoare și am să o las în centru, cum și-a format el cuibul. Scot doar dacă nu are mâncare suficient. Asta e mai ușoară. Până pe aici. Și regina aici. Asta e o regină 2022. Un ies 10. Da? Se vede în filmare. O frumoasă. Deci dacă el și-a organizat cuibul așa, așa îl las și eu. Iată, m-a înțepat una. Așa. Ia să-mi pun eu masca. Îmi pun masca că mi-e teamă de viespile astea. Și deja m-a înțepat una. Observați că albinele stau la locul lor. Ia să vedem dacă, din cât am văzut, ieri a venit Costin pe la mine, o să pun filmarea cum am spus. Puiet nu mai am regăsit decât foarte, foarte puțin pe o singură ramă. Deci gata, cu puietul pot fi strânși acum stupii fără nicio problemă. Asta e foarte bună de iernat. Așa. Ops, și asta la fel. Ia uitați câtă miere până aici. Deci asta ar fi cam
cam ramă de acoperire, nici de cum ramă de cuib, dar cred că astea două, ia să vedem, da, și asta tot de acoperire, dar am să mai scutur încă două rame, asta de aici și cred că ultima, așa rămâne pe 2, 4, 6, 7, deci așa îi facem. Pe 7 rame rămâne asta. Ia să vedem pe ultima ramă. Ce avem aici? Albină suficientă și ramă foarte bună cu miere. Cu miere cu sirop. Api Nectar Plus. Că asta le-am dat. Eu vă spun ce le-am dat. Că nu aveau mâncare nimai deloc. Ați și văzut hrănitorul. Care mi-ați văzut filmulețele. Ați văzut că asta le-am administrat. Am iernat și pe F40 și pe... Asta este mult mai bună decât F40-ul, pentru că este hrană... Ia uitați, mi-a intrat în mască. Mi-a intrat în mască o viespe. Da, vă spuneam că apinectarul ăsta plus de la Dulcofrupt, în general, toate stimulentele astea, toată hrana care o produce Dulcofrupt, este o hrană de calitate. Asta le punem la rezervă și unde găsim stup, familie care nu are hrană, îl rezolvăm direct cu ramele astea. Foarte bun. Pentru o familie care nu are hrană. Pentru ăsta îi ajunge ce are el aici. Bun. Am zis să-i pun înapoi tratamentele. Da? Îi punem două diafragme. Așa. Și ăsta este pregătit de iernat. Okay. Ieșise scobitoarea de aici și nu mai stătea bine diafragma. Acum s-a poziționat bine, nu le apropii de tot de rame. Las un pic de spațiu. Și acum venim cu folia. Așa a fost. O să poziționez. Eu o să vin cu una care nu este găurită. Nu știu dacă am pe aici. Nu, și Island este găurită. Am să pun... Uite, iespe la greu. Nu știu cum să fac. Cred că o să las, ia să las eu hrănitorul ăsta așa, pentru că să fie pregătit pentru la primăvară. Așa. Bun. Și-l lăsăm tot așa, decât că l-am restrâns. Îi punem și magazia asta. Eu nu am înălțătoare la stupi. Folosesc magaziile astea. Așa, l-am acoperit bine aici. Da, se vede. L-am acoperit bine. Voiam să vin să vă arăt aici, dar se vede de acolo. Vin înapoi cu podișorul. Și capacul. Și ăsta nu mai umblăm la el. Este ok. Ia să vedem cât am filmat. Să vedem dacă mai filmez încă unul. Hai că mai filmăm încă unul. Dar filmăm pe următorul. Bun.
Așa. Parcă am reglat-o eu. Da, este ok. Să strâng un pic. Așa. Îmi intră viespile pe aici. Și ăsta, după cum se vede, tot cam așa se prezintă. Da, aici am o matcă 2021. Știți că eu aveam la spatele stupilor cât o pioneză și știam din ce an sunt reginele, dar nu am mai folosit metode. Am ceva timp de când n-am mai folosit-o. Da, ia uitați. Ele deja începe să strângă în ghem. Nopțile sunt mai reci. Foarte bună asta cu mâncare, dar încă prea plină. Acum vom vedea dacă am uitat după regină. Nu este acolo. Ia să vedem pe aici pe lateral. Asta e o carnica. Da, cred că la câte unii le-am dat prea mult. Le-am dat în funcție de cei care i-am verificat la început și am crezut că toți sunt la fel. La... Da, nu-i nimic, că prea mult nu strică, mai puțin. Dacă are... Da, asta e bună de acoperire. Dar o să o scutur pe asta. Așa, o să o dăm la altul, la altul care are nevoie de ea. Așa. Așa, mai sunt două albinuțe. Așa, deci asta e a doua, care ar fi bună de acoperire, da? Oricum, trebuie să-i mai scutur și lui ăsta. Două rame, trei, mai scuturi și pe asta. Chiar dacă putea fi lăsat și așa, fără să-l restrâng. Dar e mai ok restrâns. În primăvară, când începe să ponteze regina, se încălzește mult mai bine când e restrâns. Poate să înceapă cu puietul chiar de lângă diafragma de polistiren. De multe ori mi s-a întâmplat să găsesc la iernarea asta cu polistiren stânga-dreapta. Ia uitați, e plină. Este plină cu miere. Vedeți? Și necăpăcit acolo. Și căpăcit aici. Și plus că am nevoie de ramele astea. Să le dau la alte familii. La alea care nu au. De ce să-i rămână stânga-dreapta două rame inutile? Când o să le scot, să le dau la o altă familie. Albină destul de bună. Ia uitați cum stă. Grămadă.
Este ok până aici. Uitați și regina. Asta e o regină de reproducție. Are numărul 10. Să vin să vi-o arăt. Focalizează bine. Da? Numărul 10. Băgăm rama în aceeași poziție. Foarte bună rama asta pentru iernat. Așa. Și pe asta o simt destul de grea. Mă uit după regină că a fost pe poziția asta, pe partea asta. Bun. O să-i mai scutur încă două rame, cel puțin. Și asta este bună. Două, patru, cinci. Are albină destul de multă, miere la greu. Șase. O las pe șase. Le scutur pe astea două. O las pe șase pe astea. Toate că mai are albină și aici. Mai are și pe ultima ramă. Nu știu ce să fac. Să o scutură. Ar fi avut și de 7 rame, dar mai pic albină până în decembrie. Și mă interesează să fie bine strânși pentru luna ianuarie, când începe să ponteze regina. Atunci să fie bine pregătit. Bun. 4-6. Are destul de multă albină și pe asta. Ia uitați cât albină are pe ultima ramă. Eu las și pe asta. Eu las și pe asta că are suficient albin. Am să o scutur pe asta. Pentru că are aici multă miere necăpăcită. Ca și ramă de acoperire nu este ok. Dacă era necăpăcită sub coroniță. Și este și deschisă la culoare. Asta era ca un perete rece pentru ele aici, la margine. Și am să-i dau pe cealaltă care am scos-o, pentru că era și poziția ei aici, penultima ramă. Sau nu le mai dau, le las pe șase. Ah, să vă arăt ramă. Deci, pe partea asta. Este ok. Deci are căpăcită și puțină necăpăcită sub mierea. Dar aici, vedeți, la speteaza de sus, da, sub până așa, are încă miere necăpăcită acolo, da? Dacă o avea jos, era ok. Dar mai bine îl las pe 6 ca să... să fie și mai bine. Albină pe pereți, peste tot acum că am și scuturat ramele, dar se vor grupa ele, se vor strânge. Băgăm o diafragmă. Diafragmele astea are loc albina să treacă și pe laterale și pe dedesubt. Deci nu închid hermetic, dar ține
pe toată suprafața ramei, ține, protejează de căldură, de frig. Da. Foliile astea o să le pun provizoriu așa. Și pun și ăsta. Nu-mi place care, deci ele trebuie să decupez exact aici, deasupra ramelor. O să le țin până când o să le schimb în primăvară. Așa. Bun. Le pun doar ca să nu iasă albina pe acolo pe decuparea. Așez asta deasupra. Bun. Vă spuneam că e o regină de reproducție. Uitați aici. Are certificatul. Da? E prins sub podișor. Și cam atât. Eu așa continui. Dar n-are rost să vă filmez mai mult de atât. Bun. Sănătate și numai bine.